Nu, nu apare. Da. Suntem live? Live, da. Acum pe introducere. Cum? Pe introducere. Ok. Oameni buni, bine... Abia ne-am chinuit să... Așa. Roxana, bine ai venit. Hai să dăm o gură de vin. Cine ți-a dat tinelul ăla? E de la un băiat? Asta? Da. E de la mine. Ți l-a făcut singur cadou? Da. Ok. Deci, Roxana, eu te-am cunoscut în aeroport. În aeroport? Nu. Ba da, atunci. Atunci te-am văzut prima oară. A. Dar eu te-am cunoscut și am interacționat cu tine în la hotel. Dar nu mi-aduc aminte la hotel ce am interacționat. Te-am luat după gât și m-am dat la tine, nu mai știu azi. Eu nu mi-aduc aminte. Poate mă confund și te-ai dat la altcineva. Nu mă, nu. Deci, eu eram la hotel, tu ai interacționat cu Zani ceva. Zani a interacționat cu mine. În fine, Zani s-a dat la tine. Și după aia am văzut că tu te uitai așa chiorâș la mine. Știi tu ce înseamnă chiorâș, nu? Nu știi? Știu, știu. Ok. Te-ai uitat așa și am zis să interacționez cu tine, da? Așa. Și te-am luat după că și nu mai știu ce ți-am zis, niște vrăjeală ceva. Ce mai probabil, dar nu mi-aduc aminte. Nu? Păi, îmi pare rău, a fost prea vrăjeală să mi-aduc aminte. Ok, bine, fii atent. Am câteva întrebări pentru tine pe care le-am făcut eu așa singură. Într-o noapte sau într-o zi? Într-o... Ambele. Eu nu te cunosc pe tine așa prea bine. Și uite, cu ocazia asta aș vrea să te cunosc la un pahar de vin. Ce zici? Zic bine. Ok. Bine ai venit. Prima întrebare. Eu nu te cunosc prea bine așa. Stai că ai niște vin aici. Gata. Ai iubit? Am iubit. Ai? Da. Jură-te! Mă jur! Păi și la ce zice când mă vede pe mine așa că gen... Noi doi... Păi... Nu e gelos? Nu e. E. Nu e. Poți să ne spui... Să mor tu că ai iubit. Să mor eu. Ia uite mă, ai iubit. Am o relație în care comunicarea și încrederea este acolo la cote maxime. Și nu e gelos. Adică înțelege toată situația. Nu e ca și când eu mă dau la tine mereu sau așa. Și tu te dai la mine, faci ce vrei, da? Ai, Roxana, nu vreau să mai zic nimic. Cum o să iubiți? Mamă, bombă la podcast, da, da. Și cum, poți să ne zici despre el ceva? Adică o să-mi zici ceva despre el? Îți zic. Vrei să întreb sau zic eu liber? Zim tu liber, hai. Este programator și cântă la pian. Deci e și cântăreț și programator. Și deștept, da. Da? Uh-huh. Să fiți fericiți. Nu știam asta. Păi de-aia ai întrebat, nu? Deci tu ai iubit? Da. Păcat. Gata, se încheie aici. Mai complicat. Am fost împreună de vara trecută și ne-am despărțit înainte de Survivor. A, și te-am văzut la Survivor, hi-hi-hi, vedetă, se dă deja dor la ea, nu știu ce. Se dă toată lumea la ea, da. Să o iau înapoi. Uite, eu nu cred că e chiar așa. Nu? Nu. Tu ai iubită? Acum nu. Dar când ai avut? Mai mereu, câteva. Nu, glumesc. Am avut, știi despre ce e vorba, cred că știe toată lumea. Sunt articole peste tot, da. Da, nu? Și videoclipuri când plângeai la Survivor. Da. Roxana, dacă vrei poți să mă întrebi ceva, poți să mă întrebi și tu. Adică e o discuție păi liberă. Da, e o întâlnire, e o întâlnire între noi doi. Romantică, romantică. Acum nu mai e romantică, ești una. Iubitul tău, dar tu pari genul care ai nevoie și de un băiat negru în viața ta. Așa. Dacă tot ai cățel negru. Deci. La asta tine fi... m-am gândit că l-am luat, da. Ok. Trebuia să-l numesc Jador. Și cum îl cheam pe câine? Tofu. Urât nume. Deci, cine e Roxana Ghiță? Asta e prima întrebare. Pentru că eu nu te cunosc. Nu știu prea multe despre tine, decât că ai fost la Survivor. Într-adevăr. Cu mine acolo și eu am glumit cu tine mai mereu. Mă sună frate, mi-e scuze. Zi.
Probabil vrea bani iară. Zi. Deci cine e Roxana Ghiță? Da. Roxana este studentă. Deși mi-am înghețat anul acum. Am făcut două facultăți, pictură și acum sunt la sport în Anglia. Ce? Și am terminat, nu știu, am fost foarte axată pe matematică mult timp. Și da, totul e o surpriză. Mamă, Roxana! Știi matematică? Și da. Am făcut ASEU. Asta știu, și master. Iubi, tu tot ce-a făcut, programare, nu? Da. Bun. Deci tu ai două facultăți. Una înghețată. Una înghețată, da. O să reiau la anul. Dacă nu mai merg iar la Survivor. Dar... Nu cred că mai e cum. No. Nu. Așa, următoarea întrebare. Bine, nu mai vreau să citez de acolo. Vreau să te întreb o curiozitate de-a mea. Ce părere aveai tu despre mine înainte să vin la Survivor? Mă, deci fii atent. Stai, nu răspunde. Ce părere aveai tu despre mine înainte să vin la Survivor și înainte să mă cunoști și după ce m-ai cunoscut, dacă ți s-a schimbat opinia sau e tot aceea? Sau care e percepția ta de când m-ai cunoscut și acum? Ce? Păi, deci fii atent. Eu am auzit de tine prima oară în august, vara trecută. Așa. Și... erau la mare cu prietenul meu și un alt prieten ne-a arătat Dau Moda. Așa. Și mi s-a părut o manea destul de mișto. Eu nu prea ascult manele, doar că, adică ai un stil care s-a mulat foarte bine pe nevoile, nu știu, societății de azi. Adică nu mai sunt manele tradiționale, sunt 10 din 10. Și nu pot să zic că aveam o părere neapărat despre tine. Știam că... aveam o prietenă la care ai fost odată acasă și te-ai dat la... Te-ai dat la o fată și mi-a zis că ești foarte de treabă, dar foarte enervant. Și cred că am aceeași părere. Nu ești foarte enervant, dar ești de treabă. Ești puțin agitat, dar... Da. Eu te percep așa ca pe... Întrebarea e, cum mă percepeai? Păi cum credeai tu că sunt? La fel. Da, uite, ești mai... Ai un suflet mai bun decât credeai că ai înainte. Adică... Nu mă așteptam să... Uite, la Survivor, mai ales după ce m-am accidentat... Mai știi că îmi dădea niște sfaturi și chestii și chiar ai fost un stâlp de siguranță pentru mine? Și nu mă așteptam să am părerea asta despre tine vreodată. Știi care e chestia? Simt nevoia să-ți răspund la două întrebări. Una cu muzica aia, cu muzica, da? Așa. Muzica mea este diferită de restul pentru că eu o fac. Și am vrut să fac ceva diferit față de restul. Da, mi se pare foarte tare. Da, e alt sound, e un alt gen de muzică, practic. Doar da, că exact. Îl simți mai spălat oarecum, nu știu cum să zic. Așa. Și cât despre accidentări, nu era doar cu tine, că și Musti când s-a accidentat, sau oricine, ori și Starlinu, i-am întrebat pe toți cum se simt. Pentru păi că eram zic. Cu toți ai noștri, eram într-o țară străină, noi ai noștri, 24 de oameni. Și nu mă așteptam să fie așa implicat, știi, cu niște oameni pe care nu-i cunoșteai neapărat. Adică chiar ai fost săritor și cel puțin pe mine m-ai ajutat mult. Erați ai mei. Da. Eram mai noștri cu toți acolo, eram 24 păi de oameni nimeni, într-o țară da. Străină. Noi, de fapt, nu eram dușmani, știi și tu asta. Da. Pentru că toată lumea crede că eu sunt dușman cu Sorin, știi, nu? Dar nu e adevărat, sunteți prieteni. Da. Realitatea e că eu cu Sorin suntem prieteni. Și foarte asemănători. Da. Da. La catering, așa, nu? Corpul lui nu prea... Mi-s-a... Câți oameni sunt pe live? 5.000. Deci... Cum? Da, nu uitați să dați like, share, subscribe, de toate acolo. Dacă aveți vreo întrebare pentru mine și pentru Roxana... Ce filtrează și ador. Uite, auzi, cineva vinde sparanghel, dacă... Da? Cumpăr niște. Bine, o întrebare. Tu. Da. Înainte de Survivor, erai doar studentă? Și instructor de fitness. Dar da. Da?
Mi-am găsit cel mai mișto part-time job să lucrez într-o sală, pentru că faci mișcare, faci ce-ți place și primești bani. Înainte de Survivor? Da. Și acum, după Survivor, cum ți s-a schimbat viața? Adică, gen... Păi, în primul rând, mă recunoaște toată lumea pe stradă și e dubios. Adică, uite, tu probabil erai obișnuit cu chestia asta de dinainte. Da, pentru mine a fost un șoc foarte mare și cred că am avut o perioadă în care eram puțin mai depresivă, pentru că simțeam că mi se încalcă intimitatea. Știi cum sunt eu? Sună oameni la interfon, vin la bloc, țipă, exact, îmi scriu pe mașină, mesaje. Gen. Am văzut la aeroport câtă lume a venit la tine. Ce șocant. Da. Jador, îți place de Roxana? Întrebare. Azi adresăm întrebarea asta Roxanei mai întâi. Roxana. Măi, eu te-am întrebat. Stai că am întrebat... Da. Mai avem. Din mai ce... vrei să te însori cu Roxana? Eu? Stai, deci am... Fii atent. Toată lumea crede că ești îndrăgostită de mine. Da. Peste călcâie. Ești sau nu îndrăgostită de mine? Nu. Okay. Nu sunt îndrăgostită de tine. Îmi place foarte tare de tine. Păi ai iubit. Păi da, dar îmi place ca prieten. Adică eu chiar cred. Eu chiar cred că ești o persoană mișto. Serios. Deci cum îl cheamă pe iubitul tău? Rareș. Rareș, nu avem nicio treabă. Nu-i place de mine, cum se spune. Noroc, bine ai venit. Hai că bea vinul ăsta, Rareșule, nu mai ajunge acasă. Tot la el mă întorc. Da? Deci ție nu-ți place de mine. Ca prieten așa. Ca prieten îmi place. Foarte tare. Știi cum e? Știi, un om la țară când crește găina, o iubește, îi dă să mănânce și când îi foame o taie. Tu crezi că m-ai crescut pe mine? Nu, n-ai înțeles. Roxana? Da. Deci, da. Un om crește găina, o iubește, dar când îi foame, îi ia gâtul și o mănâncă. Așa. Vreau să te explici că... Adică e o metaforă. Da, am înțeles, mulțumesc. Păi și atunci... Dar că poți să iei pe foarte multe căi. Da. Deci... Suntem prieteni. Eu sau dar tu dacă ești ți-ar găina? Fi foame... Cine e găina? Tu! A, nu, eu. E, vezi? Eu sunt găina. Cocoșul. Cocoșul. Da, eu sunt cocoșul. Așa. Tu mă crești, sunt prietenul tău, mă crești, da? Da. Și când ți-e foame, adică ți-e foame, înțelegi tu? Mă tai, adică știi tu. Ai înțeles acum? Am înțeles. Bun. Trebuie să mi se facă suficient de foame, nu? Dar după două pahare de vin să vezi ce foame de bucă. Deci... Dar Jador, tu o placi pe Roxana? Dacă o dai iar în chestii generale, că ție îți plac femeile, ceva specific. Mă interesează părerea. Da, vreți, interesează părerea mea. Deci, fii atent. Roxana. Mamă. Crede că e țigara asta, ea nu știe că e narghilea. Deci, ești frumușică, Roxana. De când ți-am văzut trupul indecent, chiar și îmbrăcat, am simțit un fior în suflet, pentru că... Doar în suflet? Sincer, nu doar în suflet, dar nu pot să zic și aici. Nu doar în suflet, am simțit acel fior. Ei, și te-am văzut acolo la aeroport, era îmbrăcat într-o pere de colanți negri. Era colanți, da. Așa tu cred că ai vrut tu să-ți imaginezi. Dar ce să ia? Erau niște pantaloni. Colanți. Bine. Deci, și te-am văzut trupul. Și în momentul ăla mi-am dat seama că fata asta o să aibă viață lungă lângă Survivor aici. Și când am văzut că ai și câștigat, chiar m-am plăcut. Păi, dar chiar, voi acolo, când aveați probleme, vă veneau probleme, gen, nu? Toată lumea e curioasă de asta. Băi, ne-au venit în primele 5 zile tuturor și după nimic. Pentru că ne-am dereglat hormonal.
La asta te referi, nu? Deci tu nu mai ai avut? Nu. Ziceau fetele, dar nu venea să credem. Bine, cum nu ne credeau nici ele că nu mai avem... Da, uite, aveam... Sorin le număra. De câte ori e așa? Avut, da, da, da. Când plecasem eu, el a avut 2 erecții jumate. Jale cu Sorin, băi. E nebun, Sorin. Dar știi, când aveam noi, toți băieții aveam. După ce câștigam urior și mâncam, după ce mâncam mai deschidea câte un ochi așa, ăla, așa, sunteți bine, știi? Da. Dar ne bucuram, era petrecere când... Păi îmi dau seama, da. Se ridica plapuma. Ce plapuma? Că n-aveam plapuma. Pătura. Da. De chiar vouă era frig seara, că nouă ne era foarte frig. Da, am înghețat. Mă rog, voi nici n-ați avut acoperiș, ceea ce eu nu înțeleg cum ați putut asta. Ați putut să stați fără acoperiș? Știi unde am dormit? Știi că aveam o ladă unde puneam lucrurile? Da, pe lada nu aia cred. Am dormit. Jur că am dormit pe lada aia. Și sunt înalt, nu sunt pitic, am un 1.78. Da, și da. Și la nivel înalt. 1.77. Ai, 78? Da, eu cream că zici 77. Toată lumea crede asta, nu vine să cred. Deci, în piesă spuneam 1.78. Da? Da, am dormit pe lada aia. Unde era maceta, unde erau da, știu, lucrurile. Nu știu, gen... Faptul că am câștigat acoperiș a fost cel mai mișto da, premiul la Survivor, da. Da. Cel mai tare, da. Am luat 4 puncte prima. Și eu. Am fost primii care am luat 4 puncte. Și primii favoriții publicului. Și după aia am rămas. Am mai ieșit și eu odată, da. Ai plecat. Da. Da, tu ai văzut ce? Dar tu ai operat? Încă nu. Păi ce mă dură piciorul aseară chiar. Trebuie să mă operez, mi-e frică tare. Vrei să spui câteva întrebări pe care le spune lumea acolo? Ce? Ce scriu? Hai mă! Ce scriu ăștia? Sunt nebuni, da. Ai vrea să pleci în altă competiție cu Roxana? Da, de ce nu? La Insoa Iubirii. Noi. Ia sperăm. Câți oameni sunt pe live? 6.700. Perfect. Super. Hai, strângeți-vă. Dați like, vă rog. Să facem 5.000 de like. Hai, să facem 5.000 de like. Am 1.78. Uite, încă sfârșit. Mamă, dar câte multe mesaje. Hai, citește... Mamă! Citește niște curiozități ceva, hai. Cine, eu? Oameni buni, puneți-ne, adresați-ne întrebări dacă vreți să... Nu știu. Dacă aveți curiozități pentru Roxana, chestii... Sau față pentru de Jador, mine, da, sau pentru... Mă rog, pentru Jador are toată lumea, nu? Ce? Mi se pare că toată lumea te iubește, efectiv. Eram la sală, ieri seară, și au venit femeile de serviciu la mine și erau gen, oh my God, tu-l cunoști pe Jador? De când a plecat Jador din competiție, noi nu ne mai uităm. Era cel mai frumos bărbat de acolo, l-aș lua de soț. Punct. S-a mort. Da. Le pup pe doamnele de servici de la... Sweat. Sweat, că pam, 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 pum. Le pup. Bă, știi de ce mai iubește lumea? Adică, cred eu. Nu știu. Sincer. Dar tu de ce mai iubești? Că ai o inimă mare. Aaaa, mai devreme m-a zis că nu-i place de mine. Te-am prins! Te-am prins! Am rupt microfonul, nu cred că am rupt urechile la oameni. Nu? Am rupt. Hai, cer scuze, oameni buni. Așa mai face Jador, e ok. Deci. Cam inima bună. Dar tu, stai, uite, vezi, ți-am luat scaun de regină. Deci tu ești regină în seara asta, ca să înțelegi. Regina ta sau regină în general? Ești o regină, în seara asta ești regina mea, dar în general, uite, vreau să te... Orice femeie vreau să te tratez ca pe o regină. Frumos. Da? Uh-huh. Nu m-am comportat eu foarte frumos cu tine la Survivor. Ba da, la un moment dat. Te tachinam, adică, ce vrei, normal. Stai. Mă tachinai și mă apucai de fund foarte des. Nu, 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 nu. Na, poftim. Hai, Roxana, ești prea direct. Da, am făcut asta. Ești prea direct. De ce să fac eu, Roxana, e vina mea că ai... Dar ce am făcut eu ceva să mă apuci de el? Da. Ai filtrat cu mine, Roxana. Da. Bun.
Bine. Mai vrei niște vin? Da. Hai să dăm pisteca, vrei? Mă omoară mama dacă vede că beau rău. Mama, hai, bine. Pentru mama. Nu mai vrei nici mai niște vin? Vă rugă? Puteți să faceți schimb de pahare și ne pupăm. Mulțumim, băieți. Deci, așa. Mai am o întrebare. Dacă ai o întrebare pentru mine, asta e o discuție liberă. Da? Poți să mă întrebi da, ce vrei tu, da? Da, știu. Dar sunt curioasă de întrebările tale mai întâi. Hai, zi! Deci, când ai aflat că eu vin la faimoși? Sau când ai aflat care sunt faimoșii? Da. Voi vă știați între voi care sunteți războinicii, da? Da, da, da. Și când ai aflat care sunt faimoșii, că sunt și eu acolo, ți-a sârnit o curiozitate sau ceva anume? Băi, sincer, da. Pentru că, în primul rând, erai unul din cei 4 faimoși pe care îi știu, cred. Că restul nu erau așa faimoși. Și erai și în trending foarte mult. Și toată lumea vorbea de Jador, Jador, Jador. Și chiar am citit o știre despre tine. Că n-ai cui să-i lași mașina cât ești plecat. Ceva de genul înainte de Survivor. Da. Și da, m-am gândit la oare cum o să fie Jador. Oare o să ne împrietenim? Era să zic că uite că a fost mai mult de atât, da. Doamne, Roxaru. Deci ai fost interesată de mine la început. Recunoaște asta. Interesată ca om. Ca om? Da. Aia, am spus ceva, ca om a zis. După ai început să te dai la mine și... Roxanu, eu mă dau la toate fetele, mă dau. Păi da, da, eu fiind deja interesată de tine ca persoană, poate mi-ai, nu știu, stârnit și alte curiozități. Înțelegi? Fizice? Emoționale. Emoțional-fizice? Da. Dacă aș vrea momentul ăsta să fiu cu tine... Am prieten. Da. Dacă aș vrea dacă, momentul, dacă eu ți-aș spune, bă, rog, nu, uite, eu vreau să fiu cu tine, nu știu ce, pana mea. Te-ai gândit la asta sau? Măi, nu. Adică, când sunt într-o relație, sunt 100% acolo. Dacă aș face abstracție de a avea un iubit, poate. Bine. O să merge. Vină momentul și când o să te desparți. Jador, o să fie acolo. O să fiu alinarea sufletului tău. Dacă îți faci tu o iubită până atunci. Nu mai. Păi. Așa e frumos, nu? Să fii dedicat în relație. Eu chiar sunt, serios. În fine. Nu vrei să-mi pui vreo întrebare? Ești curioasă de ceva în ceea ce mă privești? Uite, da, sunt, chiar okay. Sunt. Cine este, deci, deoarece te-ai dat așa de mult la mine, la Survivor. Doamne, Roxanu, nu m-am și dat. Nu m-am dat la tine. Te-ai dat și la alte fete, asta da. Vrei să zici. Păi da, asta urma să zic. Și la alte fete. Da. Eu nu mă așteptam ca tu să suferi după o fată acasă. Cine este fata după care suferi sau ai suferit? E o fată pe care am cunoscut-o în facultate. E o fată care mă cunoaște de fapt cu ceea ce sunt eu de fapt. Cu nebunia pe care ai văzut-o tu la Survivor și la camere și în spate. Așa. Că te-am prins de poponeți și în față și canulor și în spate, nu știu dacă au dat ăștia, că nu m-am uitat niciodată. Nu am dat? Nu știu, nici eu nu m-am uitat. Da? Așa. Fata asta mă cunoaște exact așa cum sunt eu și n-aveam bani înainte, îți dai seama. Acum, probabil, prietenii tale, îți zic, dacă ți-au femeile de servici, clar, îți zic și prietenii tale, nu mă văd ca cine știe, nu știu, un frumușel sau nu știu cum mă văd el pe mine. Dar... Tu nu te vezi așa? Nu. Nu mă văd de așa. Ce? Nu mă văd așa, sincer. Pentru că eu știu că înainte să am bani, femeile nu mă voiau pentru ce eram eu. Înțelegi? Uite, de exemplu... Adică niciodată în viața mea nu m-ar fi băgat pe mine în seamă o actriță care acum se ține după curul meu
și îmi spune că, vai, domnule, ce-mi place de tine și când n-aveam bani, sunt sigur că nu s-ar fi ținut niciodată după mine. Poți să dai nume? Nu pot. Bine. Uite, eu nu m-am gândit niciodată că ai bani. Adică pentru mine ai fost efectiv o persoană de vârsta mea care e super mișto. Mă rog, tu ești puțin mai mare, nu? Eu am 22. Am 26. Mă rog, pe acolo. Adică am putut să relaționăm la anumite nivele, știi? Da, sunt sigur că am putea să relaționăm la un și nivel. Și pe alte nivele. Ce bă. Uite, vezi, în seara asta ești regina. Vezi? Uite. Am vrut să te tratezi de regește. Mă tratezi. Da? Nici nu mă așteptam la altceva. Da? Iubitul tău te tratezi de la fel. Aș... mai bine chiar. Da? Oh. Păi ce e mai sus decât o regină? Ia, zi. Mm. Nu există, zic un eu. Rege. Păi eu sunt în cazul, ăsta eu sunt aici. Pupo, au și cel pupo. Mai. Pupo, spam cu pupațiu. Vrea lumea să ne pupăm. Vrei să ne pupăm? Nu. A stat o secundă, s-a gândit. M-am gândit. Ai văzut? Cum îl cheamă pe băiatul ei? Robert? Nu. Rog. Tocur. Tocur. Da. Hai, gândești. Radu. Nu? Altul? Rareș. Da. Rareș și Roxana. Rareș și Roxana se iubesc de mor, dar până la urmă vrea pe Jador. Da. Mai spun o întrebare, da? Spune. Ai vrea să ne pupăm? Tu ai vrea să ne pupăm? Eu aș vrea, tu ai vrea? Nu. Ba da! Ba nu! Te-am mai pupat toată, Jador. Tu nu zi asta. Da. Bine, a fost doar o chestie așa. Păi și acum? Acum nu mai, pentru că tu ai iubit. Păi deci nu vrei este să ne pupăm. Este de iubitul tău. Nu, real nu vreau. Păi mi-ar plăcea, dar nu pot să ne pupăm, că ai iubit. Păi da. Nu? E urât. Făcând abstracție de iubit. Clar, și tu ai vrea, am doi vrem. Adică mult mai mult decât să ne pupăm, dar rămânem aici. Ai iubit, noi suntem exact, oameni exact. Serioși, nu? Da. Hai să mai avem. Noroc. Tu vrei să mă înveți de fapt și... Da, pentru că am o întrebare pentru tine, una tare. Bine, stai să mai beau. Deci mai asta beau practic e o întâlnire romantică, să zic așa, cu oarecum. Vizualizată de mii de oameni. Da, deci fii atentă, Roxana. Ia zi. Care e părerea ta reală și sinceră despre mine? Dacă e de rău, vreau să zici. Dar nu e mă de rău, deci efectiv, ți-am mai zis odată, mi se pare că ești un om foarte mișto. Sincer, nu mi se pare că oamenii stau, sau poate unii oameni stau pe lângă tine că ești faimos și ai bani, doar că cred că ești mai mult decât vede lumea și ești foarte muncitor și chiar te admir foarte mult, sincer, din foarte multe puncte de vedere. La ce te referi când zici asta? Adică, nu știu, mi se pare că toată cariera pe care ai construit-o, ai construit-o pe spatele tău. Clar, da. Păi da, și adică sunt... chiar cu unii oameni care nu m-au ridicat, chiar mai mult m-au tras în jos. Aia zic. Și a trebuit să mă debarasez de ei ca să pot să ajung acolo unde îmi doresc. La 26 de ani să ai o carieră așa de în amploare și o faimă așa de mare, mi se pare o chestie mișto. Mai ales că tu ești responsabil pentru chestia asta. Dar tu realizezi lucrul ăsta? Adică chiar îl realizezi sau da, doar în îl spui? Nu, îl realizez în profunzime. Chiar m-am... Știi, te-ai gândit la asta? Da, am vorbit la un moment dat acum mai multe seri și lucrai la videoclip. Mai știi? Da. Și mi s-a părut, wow, uite, băiatul ăsta la două noapte asta și muncește. Și mi s-a părut foarte tare. Serios. Și nu mai avea o încredere de sine scăzută, că ziceai că multe fete nu te băgau în seamă înainte. Mm-hmm. Poate doar nu erau fetele, nu știu, care merită. Roxana. Da. Eu știu cine sunt. Când cine ești, Când ești casier la Carrefour și stăteam acolo și dădeam alea așa,
Nu se uita niciuna la mine așa cu, ce drăguț e ăsta, nu. Păi da, da, hai să zic eu de ce, pentru că acum te vede mult mai multă lume și te vede cum, cât ești de carismatic și ce zici și că ești sincer și glumeț. Înainte, când erai casier la Carrefour, tu nu făceai glume, nu te afișai public. Adică eu cred că și dacă n-ai avea toți banii ăștia, tot ai avea fete care se dau la tine. Pentru personalitatea tu, ta. Tu te-ai dat vreodată la mine? Da. Nu? Serios? Păi, ce sincer e, mor. Păi și nu e bine, da? Da. Deci te-ai dat. Când te-ai dat? Dat. Cum se dă o femeie la un bărbat? De gen, cum se dă o femeie la un bărbat? Deja discuțează lumea, stau pe telefon. Gen, cum se dă o femeie la un bărbat? Zi. Cum se dă o femeie sau cum am dat eu la tine? Uite, de exemplu, fii atent. Echipa mea, ți-am zis că era supărată când te băgam prea mult în seamă și, nu știu, râdeam la glumele tale sau ziceam lucruri bune despre Jador, că e bun pe traseu și toate chestiile. Eu continuam să fac lucrurile astea pentru că mi se părea că ești mișto și chiar erai bun pe traseu și chiar erai amuzant și... Te dădeai la mine și cine n-are nevoie de puțină atenție când e izolat într-o junglă? Corect? Ok. Și cum te-ai dat tu la mine? Adică... Păi doar atât că... Stai mai zis că te-ai dat intram, la mine. Intram în... Adică, ok, m-am dat la tine. Cum nu te-ai știu, dat? Jador. Acum vrei să fiu și mai sinceră? Da. Am acceptat să mă pupi. Fai, Roxana. Păi asta nu ți-ai dat tu la mine, eu m-am dat. Cum păi da, dar puteam să te resping. Deci o femeie se dă la un bărbat, accept. Îți dădeam și eu pupici la consiliu. Îi făceam așa? Păi făceam așa și cu Cindy. Îi făceam așa Cindy și nu-mi place. Adică realmente... Păi da, dar eu m-am dat la tine și tu te-ai dat la mine, ceea ce schimbă puțin situația. Tu ai avut vreo... Ai făcut fichi-fichi în junglă? Nu. Jur. Știi că au fost băieți care mi-au spus că au făcut asta? Știu, da. Cred că au zis-o doar dintr-o frustrare. Deci nu e adevărat. Nu e adevărat. Știam eu chestia aia. Mersi. Jur. De ce îți place mai mult? De mine sau de Andrei? Ce întrebare grea. Of. Adică dacă ar fi acum, n-ai iubit, ar trebui să pleci în vacanță, două zile, undeva unde nu știe nimeni, pe o insulă. Nu. Cu cine ai plecat, cu mine sau cu Andrei? Putem să ne jucăm un joc în care, când eu nu vreau să răspund la întrebări, beau? Nu. Nu, oricum bei, adică... Măi... Ok, amândoi. Da, voi avem amândoi. Te înțelege cu Andrei? Putem să facem un trio. Nu mă așteptam la asta. Întrebare pentru tine, na. Nu știu dacă să fiu sincer sau nu, băieți, mă credeți? Sincer. Am o echipă în spate aici, adică mai echipa. Hai, băieți, să fie sincer. 1, 2, 3, 4, băieți. Și nu știu ce, să fiu sincer, mă? Da. Da? Da. O zis, băieți. Da, accept propunerea ta. Da? În 3 să fie. Hai, mamă. Mama ta. Nu, îmi pare. Cheamă și pe ea. Nu, nu. Să fie 4. Felic să-ți dau 4. Mamă, sper că nu se uită la chestia asta. Mai gata? Îi place de mine? Cred că da. Yes! Chiar zi, mai gata! Da, ce tare! Da. Mi-a lăsat fără cuvinte. Ia și hai să... Leu, Roxana, ești prea deschisă. Nu credeam că ești așa. Cum credeai că sunt? Ah, uite, chiar, cum credeai că sunt? Descrie-mă, nu știu. Faptul că mi-ai spus că, că faci două facultăți mi-a schimbat foarte mult părerea despre tine. Mulțumesc. Credeam că ești prostuță.
Toată lumea crede asta, dar nu știu de ce. De ce? Pentru că te emoții foarte mult. Toată păi da, da, așa, așa e caracterul meu. Funcțială, știi? Și oamenii nu cred că... Bine, cum da. E și la mine, sunt brunețel, manelit, exact. Țigan și toate astea și îți dai seama, oamenii nu cred că omul ăsta poate să aibă ceva inteligent în el sau pana mea. Nu înțeleg, cred înțeleg. E o preconcepție a oamenilor. Cum a fost și a mea, iartă-mă. Ok, uite, nu mă deranjează deloc lucrurile astea, că eu știu cine sunt și știu că mă duce capul. Am terminat un, nu știu, un liceu foarte bun din București, am mers la nenumărate olimpiade, la matematică și franceză, română. Adică mie chiar mi-a plăcut învățătura și nu sunt proastă, așa cum crede lumea. Dar nu a zis, nu da. Cred că a zis ceva că ești proastă, doar că nu s-a așteptat nimeni. Ba da, nu dar mă rog. Nu s-a așteptat nimeni să zici că, uite, domnule, fac două facultăți, una în Anglia, una nu știu unde și că vezi, domnule... Amândouă în Anglia. Ah. Eu abia am terminat o pasă în România, în Anglia. Ai făcut și master. Da, dar abia l-am terminat, adică m-am tărit așa prin el, am copiat puțin. Bine, am și învățat, dar când am putut, am copiat. Cu telefonul, știi schema cu telefonul copiatul? Vrei să-ți arăt? Ia zi. Poate te ajută. N-am ProHub. Hai mă, de ți-o ții între picioare. Ia sta acolo mereu. Nu. Deci fii atentă. Ai ProHub aici, da? Ai telefonul. Îl bagi în ProHub. Da? Deschizi ProHub. Și stai așa, gen, înșezi, da? Telefonul e în unul. Deschizi ProHub. Îmi arată cu telefonul sau... Da, uite, și telefonul o să vină gen așa, da? Și tu stai cu mâna aici. E, când vine profesorul, copii, învățați. Când vine profesorul, faci schimb. Nu. Împingi telefonul ProHub, pa, când pleacă proful, deschizi ProHub-ul, scoți telefonul, copiezi. Hai să zic eu o altă schemă. Cu tamponul. Tamponul? Da. Ce? Îți scrii. Se dă microfoanele mai, se stă mai departe de microfon. Am un mai spre voi. Ah, ok. Ok. Mută-l. Bravo. E bine? Ne auzim un eco? Ah, scuze. Așa, deci. Așa. Deci, îți scrii, îți iei un tampon și îți scrii informațiile pe el, gen copiuțe. Te duci la baie și te uiți. Care e diferența de tampon și absorbant? E același lucru, nu? Nu, tamponul e ăla de lipeș, de lung. Ba da, ăsta e absorbantul, scuze. Tamponul era de... Ăla mic? Ăla mic. Ăla nu-i obet? Ba da, ăla e tampon și cealaltă se numesc absorbante. Să moară Cipilan! Hai, hai! Lecția de femei, când o să am fată nu știu cum... Am învățat și Jador la 26 de ani diferența dintre tampon și absorbant. Da, învață mai sună. Deci, tamponul e ăla mic. Ăla mic. Și ăla e și absorbant. Nu, absorbant era de lipești pe chiloți. Ăla mare. Ăla, da, mai mic puțin. Da. Așa. Pampers-ul. Da, așa, și schema, îți iei un absorbant și scrii pe el, te duci la baie și te inspiri. Schema de copial la examene sau la facultate cu profesori stricți. Ce perversă sunt femeile, mă, cavă, și perversitatea e până și în școală. Câți oameni avem acum? Ăla? 9.000? Mamă, bună. Uite, cineva copiază pe prezervativ, dacă... Da. Roxana se aude bine, Jador în eco. Puteți să faceți ceva, băieți? Ia zi, Jador, cine e Mariana? Nu știi pe Mariana? De la nu, dar e... Poți să faci ceva? Hai, nu contează, vin online. Poți să-ți dai ochelari jos, dacă vrei. Eu mai în stânga? Dar ce vreți acolo? Nu, se aude 2, 2, yes. Dar și eu să știi că și eu mă aud în ecou. Da, pentru că le-am auzit microfonul 2, 2, 9, da. Bine, atunci o să... Mai bine așa? Mai în spate? Nu, bro. Cred că e ceva efect de aici. Așa? Nu e cu efect. Da, bine. Ok, o să vorbim, okay, o să încercăm okay. Să vorbim, hai. O să încerc să vorbesc mai așa, mai, știi? Bine, Roxana? Ca și când îmi șoptești la ureche. Ce perversă mică ești. Așa. Ești perversă.
Tu ce crezi? Da. Rău. Da. Asta mi-a plăcut la tine. Am simțit asta. Mă crezi? Te cred. Unde ai simțit-o? În suflet sau? Ambele. În ambele. Presimt că discuția asta noastră o să fie peste tot pe TikTok. Nu știu de ce simt asta. Și discuțiile cu tampoane și chestii. Ala e un TikTok educativ. Deci. Roxana, n-aș vrea să mă mai ating de telefonul tău până aici. N-aș vrea să mai am niște întrebări. Din întrebările pe care le foloseam eu, da? Aș vrea să luăm două, trei întrebări de la oameni. Spamați cu întrebări, ce întrebări aveți voi pentru noi. Dacă sunt întrebări ok, o să le spunem. Deci, spuneți-ne ce ne spune lumea. Ia. Pup, pup, pup. Dă-ți mai tare? 18 plus mai era. 18 plus. Ia. Iubitul tău nu-i gelos, pe bune? Hai. Păi eu sper că nu, adică, nu cred. Iubitul tău e frumos? Da. Vrei să-mi arăți o poză cu el? Da. Poți să nu arăți la televizor, da, la televizor. Doamne, zici că sunt în emisiune. Vezi că se uită și el pe live. De unde știi? Ți-a dat mesaje? Păi i-am zis să se uite. Am zis să se uite. Bro, ești gelos? Scrie în comentarii. Scrie în comentarii. Sunt iubitul ei. Ce vezi acum toată lumea? Sunt iubitul ei. Ia. Dă să văd. Ei, stai așa. O să fie foarte viral ăsta. Adică dacă se uită 9000 de oameni, probabil o să fie... 9300, da. Foarte mulți oameni. Ia. Yeah. Bă, vrei să arăți camera sau? Nu, cred că vrea ea, dar... Nu-i tot el în pozele astea, că pare, gen, într-o poză pare altfel. Într-o poză pare diferit, într-un alta diferit, nu mai înțeleg nimic. E puțin artist așa iubitul ăsta tău, nu? Da. Uite, stă pe aproape pe aici. Nu? Nu. Are poză la fece. Da, e... Băi, băiat, ok. Vrei să-l arăt? Asta nu-i niciunul dintre ei. Păi, pana mea, în Instagram-ul lui? În Instagram-ul lui? Nu. Oh, bai, mă, nu. Nu mai înțeleg nimic. Pe care îi, până la urmă? Ăla de primul? Ăla primul, da. Ți-am arătat o poză. Nu știu. Da? Ok. A, era o poză gen mai profesională, așa, și mi-a arătat-o. Nu, bă, okay. Avem un prieten care... Sunt sigur că tu n-ai gusturi rele, așa că... Mulțumesc. Pana mea. Uite ce gusturi ai la bărbați, exact, adică... Exact. Glumesc, da? Tu, Andrei Rareș... Andrei Rareș cine? Prietenul meu! Andrei... Știi că era să mă bat cu Andrei? Nu. De ce? A, era plecat. De ce? L-am bătut odată, într-un picior, și o râs de mine, râdeam de el, eu cu băieții, și s-a enervat și zicea că dă un pumn că el a făcut ceva. Dacă îți fut una din Bacău, te distrug. Mă, da, să știi că Andrei e foarte șmecher la box. Adică... Da? Da, are... un streak de 46 de meciuri câștigate și doar 4 învinse, ceva de da? Genul. Da? E foarte tare, înseamnă. Chiar e bun. Și a semnat pentru profesioniști. Foarte tare. Da. Bravo lui. Dar cu parul știți ea? Glumesc, glumesc. Dar nu, adică, bine, ne certam așa... Prietenește. Oarecum. El chiar se supăra, eu nu mă supăram niciodată. Da, pe e mai vreodată, serios. Ai simțit vreodată, de când am fost la Survivor, ai simțit vreodată că eu m-am supărat serios pe cineva? Ți-e cald? Poți să te dezbraci dacă... Nu
cred. Sunt serios pe cineva. Da, ai simțit vreodată că eu... Da, la un moment dat ai... Dar nu mai știu pe cine. Sorin, îți zic eu. Am vrut să te pe bune? Da, da. De ce? Nu mai știu ce mi-a făcut. Mi-a dat cu capul aici. Mi-a dat cu capul așa, bam. Mam, serios? Da. Eram plecată, nu mai știu. Nu știu, probabil. Dar și cu Starlin, adică eu i-am dat așa cu Starlin, capul. Da, cu Starlin era. Eu i-am dat cu capul în cap așa și el mi-a dat cu nas. Da. Da, bine, noi nu ne-am fi supărat așa. Adică și eu și el am dat. Găsiți amândoi negri sau aveți un cod? Îți plac băieții negri? Da. Păi iubitul tău nu era tocmai negru. Păi asta nu înseamnă că nu-mi plac și băieții albi. Doamne, Roxana, mă distrugi. Eu nu știu ce să mai răspund. Observ, n-ai cuvinte. Da. Păi dacă îmi spui în continuu de... Doamne. Cerete-ți, mă, băilor, că nu mai știu ce sunt. Cum să zic dacă, gen, pana mea. Uite, așa te pune o fată la colț. Să știi că eu sunt foarte rușinos, în mod normal. Crezi asta? Da. Acum... Puțin. Nu știu dacă mi-e rușine, dar mi-e rușine să zic chiar așa pe față, cum o faci tu, știi? De ce? Nu știu. Suntem aici la o întâlnire. Adică de... n-ar trebui să-ți fie rușine. Oricum și tu ești sincer. Te-ai gândit vreodată așa. Că insulele noastre erau cam la două tabere, așa, la vreo 800 de metri unul de altul. Unii de ceilalți. Da. Te-ai gândit vreodată că noi doi am putea să ne întâlnim undeva pe la mijloc? Nu. Nu te-ai gândit niciodată? Nu. Cumva știam că nu avem voie să ne vedem și... Da. Of. Să nu te superi, dar că m-am gândit că nu merită să risc o pedeapsă ca să ne vedem. Deci nu te-ai gândit niciodată la asta? Nu. M-am gândit la alte chestii. Uite, dar la asta nu. La ce chestii? Simt că o să mă încuie rău. Simt că... Zi. Uite, aveam niște discuții cu Mari despre tine, bănuiesc. Adică m-a întrebat dacă atunci când ajung în România, dacă o să... Nu! Da? Da! Da! Nu! Și tu ce ai răspuns? Ce crezi? Că da. Și acum, iubi, nu mai poți să... Da, acum toate lucrurile s-au schimbat, oricum... Puneți și tu căștile, bine, că... Nu, așa trag eu în studio vocea, să știi, și gen așa mă controlez, știi? Când așa mă controlez. Ca să nu... Da. M-ai închis, Roxana. Credeam că eu să te pun în dificultate. Banană! Uite! Câtă banană! Roxana, ai vrea copii cu Jador? Am văzut un comentariu acolo. Mai greu de zis. Adică, din nou, făcând abstracție de faptul că am prieten, da? Da. Cred că m-ar deranja. Adică, ar ieși sigur carismatici și muncitori. Copii. Da. Și negri, după spusele tale. Păi, sunt negru. Adică, nu mă vezi? Te-ai mai albit puțin. Dați cadru aici. Uite. Vezi? Man, te-ai mai albit. Diferența, uite. Aici e o linie și aici e negru. Da, dar nu e așa mare diferență. Man? Nu. Vouă vi se pare? Serios? Este, da. E, nu? Pe cameră se vede? Da, se vede. Asta că sunt prieteni. Ai băut cam mult, nu? Da. Mulțumesc că ai venit, Roxana. Deci mă simt flatat, sincer. Roxana, mărimea contează. Ce întrebare bună! Eu doar am întrebare. Așa, bine, hai.
Roxana, mărimea contează? Nu. Nu cred, nu. Păi de ce omor când zic femeile astea? Așa e. Eu omor, bă. Da, bă. De ce mințiți? Contează să știi ce să faci cu... Doamne, doamne, doamne. Eu omor pe femeile care zic asta. Și băieții, ăia care zic asta, băieții, e o chestie de asta, nu contează pentru că, na, trebuie să se automotivezi cumva. Da. Da, contează, zic eu. Deci... Numai pentru psihic, numai când vede asta, e ceva tare. Pentru psihic, da. Păi psihic, nu... normal că totul e psihic, dar de fapt. Dar nu e tot act. Uite, psihic. Jur, am întâlnit fete, nu mai știu când am fost în club, o fată gen care majoritatea, chiar, cred că chiar și dintre noi, ar visa să o atingă. Fata aia s-o dat la mine și eu pur și simplu nu am vrut, pentru că nu mă atrage, nu m-a făcut psihic, nu mi-mi place de ea. Ok, de acord. Ah, da, totul e psihic. În... Păi și nu-i vorba despre asta, despre ce-i vorba? Păi... Deci contează sau nu? Nu contează. Minți. Nu e adevărat. Toate femeile mint cu asta. Păi și de ce crezi că toate femeile zic că nu contează? Ia întreabă o femeie. Ce vrei, bani sau iubire? O să zică iubire. Dar el, în realitate, aleg bani. De acord. Mersi. Dar vouă vă place de fapt. Zece mii? Mai mult decât canal de... S-am uitat. A zis să vă pupați la 10.000 de oameni. Cine? Nu, cine? Vrei să ne pupăm? Pe obraz. Vrei să ne pupăm pe obraz? Pe obraz. Hai. Hai. Vrei? Hai. Dar nu faci vreo schemă. Cu limba atât. Hai. Hai. Vezi? Așa i-am făcut și asta mai bine. Hai, hai, hai. Ne-am pupat. Deci, dacă mai aveți, băieți, fetelor, întrebări pentru Roxana și pentru mine, puteți să le adresați. Jadora, mi-a vorbit cu Georgiana. Da, vorbesc chiar acum, m-a sunat. Două apeluri. Nu știu ce... Păi și uite, ce planuri ai față de Georgiana? Păi, nu știu... Pe care probabil le-ai și tu cu băiatul ăsta. Ok. Cu care ești. Frumos. Tare, nu? Da. Crezi că oamenii ăștia ne cred? Așa, sunteți iubiți. Deci, mai zici tu niște întrebări pe acolo care erau gen care, cu care spamează oamenii și vor să le spunem. Deci care ar fi alea? E o discuție liberă, Roxana. Da. Să ne bucurăm. Lasă să ne întrebe ei. Hai. Bine ai venit. Ai mai vorbit cu ea? Cu ea? Bă, sincer, nu. N-am mai vorbit cu ea. Sper că e ok. Ia-ți. Ce? Te uitai așa în lung la mine. Roxana? Deci, Roxana. Da. Tu, cât timp ai fost în spital? Da. Când ai venit? Da. Și eu te-am luat în brațe. Să zicem. M-ai respins la un moment dat, de ce? Nu pot, adică, uite, nu mă așteptam să îți amintești chestia asta sau să o consideri o, nu știu. O respingere, da, a fost. Da. De ce? Că era ceva se schimbase. Da, după ce a venit Andrei. Eu cred că tu ai făcut-o cu Andrei acolo. N-am făcut-o cu Andrei. Nu e aceeași chestie. Am format o relație. M-a făcut da. Psihic. Ok, dintre noi, dintre faimoși. Da. Gen, la ai voștri, de cine le era frică pe traseu, gen? De Culiță și Zani și chiar și tu. Le era frică de noi. De noi. Da. Cosmin e foarte bun pe traseu, dar uneori la final nu le băga bine. Deci nu-ți place specia de Cosmin că nu le băgă bine. Da, mereu e o problemă, adică...
Bă, ce place de ea de măr. Bă, e genul ăla de femeie care gen nu doar că ține la glumă, dar o duce mai departe, știi? Ești tare, Roxana, mersi. Mulțumesc. Chiar ești femeie tare. Ești o super femeie. Mulțumesc că ai venit. Mulțumesc că m-ai chemat. Ești prima cu care am început treaba asta. Și uite, promit chiar că... Chiar mă simt foarte specială, mulțumesc. Da. Uite, episodul 2 o să-l fac cu Starlin și cu Sorin. Super. Da. Dacă vreți ca episodul 2 să fie cu Starlin și cu Sorin, cu ei față în față la un pahar de vin și să aflați tot adevărul dintre noi, puteți să intrați săptămâna viitoare, miercuri, o să intrăm tot live, tot pe la orele astea și o să vorbim. Cât a durat live-ul? 56 de minute. Mamă! Așa, a trecut repede. Vezi? Deci ce-a plăcut? Când vezi? Te simți bine, trece timpul repede, da. Doamne, mă fac să beau, Roxana. Nu-i bine. Observ. Hai, nu te rușina. Marilena. De când să mă însor, nu știu. Marilena. Marilena, îl plăcea pe culiță sau nu? Sau îi plăcea de mine? Că eu nu mi-am dat seama. A, nu, îi plăcea de culiță, dar nu îi plăcea de culiță la modul de potențială relație sau ceva. Bună. Îi plăcea ca persoană. Nu, că am văzut că la un moment dat... Da. Când ați câștigat voi chestia aia cu fructele și ați mâncat voi fructe, ea i-a adus struguri lui culiță. Da. Și tu nu mi-ai adus. Păi da, pentru că nici tu nu mi-ai adus mie fructe și Colița i-a dat căpșuni lui Mari. Nu ți-am adus nimic? Nu. Eu i-am adus lui ăsta, cum îl cheamă. Păi n-a poftim. I-am adus lui ăsta, cum îl cheamă. Și după de ce te întreb cum de îl ce cheamă, mă? Nu știu, mă. Lui ăsta mititelul. Sorin, Albert. Lui Albert i-am adus. Așa. Dar știi de ce i-am adus? Nu. Că mi-a cerut. O zis, bă, Jador, te rog frumos, adun și mie niște struguri că mi-e poftă, că erau acolo, știi? Uh-huh. Și eu, na, am pus deoparte și i-am dat la om. De fapt, n-am mâncat struguri, i-am dat lui. Păi și la mine de ce nu te-ai gândit? Păi nu mi-ai cerut. Păi de ce nu te-ai gândit? Că nu m-am gândit. Păi vezi, Culiță s-a gândit la Mari. Păi da, Culiță e gagicar notoriu, de când îl știu, eu nu sunt. Nu e gagicar. Da. Tu nu? Asta ai zis? Eu? Gagicar? Da? Tu mai ai zis că te-ai dat la toate fetele. Da, dar da, tu cu vrutul cu toate fetele e o diferență mare. Adică păi și ce? Îmi place să fiu curtat, zic sincer, îmi place să fiu curtat de femei, îmi place să se dea la mine, îmi place să vorbească cu mine, să le captez atenția, dar doar atâta, nu aș vrea mult, mai mult. Cu ele. Adică, cred că fiecare dintre noi vrea o anumită validare din exterior. Da. Dar uite, ce, crezi că Culiță ar fi vrut ceva cu Mari? Mamă! Nu cred că e ok să răspunde la asta. Nu știu, să răspunde el. Mai bine, mai bine. Da, nu. Da. Deci te-a avut legătura acolo doar cu Andrei. Și cu tine. Bă, că tare. Băi, ce mă... Bă, mă distruge o femeie asta. Deci stai. Te-a avut o... Mă refer așa la... Gen... Ai avut... Da, ok, bine. Nu mai... Bea ăla, uite. Nu mai am. Mai avem vin? Oh, mai avem. Hai, dă-l pe gât! Hai, mă, bine! Nu? Câți oameni suntem? 10. Perfect. Au. Bine că n-am venit cu mașina. N-ai venit cu mașina? Nu. Vreți să te duc acasă? O să chem pe cineva să te duc. Promet. Nu, e ok că am chemat o prietenă. Mă descurc și singură, Jador. Dacă tot veni vorba de trio. Păi erau doi băieți și o fată, nu? N-ai venit să tule, nu mai vrei două fete și un... Vrei să împart eu? Păi ai zis că ok. Poftim. Mulțumesc. Mersi, bro. Noroc.
Vrei să mănânci ceva? Suntem la Burger Factory aici, mâncăm ce vrem noi. S-am zis că nu, ești vegană. Că sunt vegană. Bă, deci nu veni... Băi, vouă vă veni să credeți, oameni buni, că femeile astea nebuni, ea și cu Simona Hapciuc, când câștigam ceva de mâncare, ele nu mâncau acolo pentru că era... cu carne. Cu carne. Bă, tu-ți imaginezi cât de... Uite, vorbesc cu voi, bă. Tu-ți imaginezi cât de nebună poți fi să nu mănânci două luni de zile și îți dă cineva carne. A, nu, că eu nu mănânc carne, sunt vegană. A, fă-t-o-s vegana, mă, fii. Păi, ce mâncau, dar banane și orez? Nu, lor li vă dădea mere în loc de carne, nu? Da. Adică... Da, da, tu-ți imaginezi cât de nebuni sunt? Da. Era, băi, femeilor, este, era și Simona, deci nu venea să cred, frate. E una dintre... Ai furat vreodată mâncare acolo? Da, fii sinceră. Băi... N-am... Nu știu ce să zic. Ah, am furat o dată, da. Eram sigur. Da. Ce-ai furat? Cum ai zis? Povestește. Niște napolitane. Cum? Era noapte și m-am trezit, nu știu, pe la 4 dimineața. Și, mă rog, era acolo încă, bănuța încă, unde dormea doctorul și... Ăla de nefilma. Veteristul, da. Da. Și dormea și veteristul și doctorul și am intrat și am furat niște napolitane. Cred că a fost Dumnezeu, nu? Da. Da, am mai... Adică... Băi, ați furat mai mult decât noi. Da. Zani cu Culiță sunt șefi. Deci vreau pe să zic bune. Atât, da. Culiță este șeful Survivor ever. Culiță este șeful Survivor ever. La tot ce a făcut el acolo. Ok. Și n-a hrănit doar pe el, a hrănit pe mulți. Și ce a furat Culiță? Eram odată în spital și v-au luat ghiozdanele la control. Nu cred că e ok să spunem asta. Nu. Da. Bine. Mă rog. Culiță fura des. Da. Deci, am furat și eu odată cu Alexandra Stan. Simona odată a încercat să furi și a dat cu capul mi-a de zis. Copac, ți-a zis? Da! Aoleu. Și a încercat să zică că Moroșanu i-a dat un cop, un cot noaptea în cap, nu? Da, nu, nu, a dat cu capul de copac, că nu se vedea, gen, n-aveam lumină. Și a dat. Deci. Da. Uite, cine ai vrea să câștige Survivor? Bă, dar chiar tu cine ai vrea să câștige Survivor? Andrei. La modul ce... Uite, bă, sincer, merită, merită. Chiar e foarte bun. Este, este. Ideea adică nu știu cât, cum e acum, dar cât timp am fost noi, era pentru cei mai buni. Uite, el nu e foarte deschis pe plan social, doar că dacă lumea ar vedea dincolo de asta, nu știu, cred că l-ar vota. Cred? Sper. E un tip super mișto și e și bun pe traseu. Dar iubitul tău ce spune când tu spui asta despre el? Păi și el cred că crede că Andrei e un tip super mișto. Chiar e, adică... Iubitul tău este open? Nu. Ziceam de chestia aia între ei. Vrei? Bă, ce femeie nebună, bă. Îmi face... Nu vrei să filmăm treaba asta? Cheamă-l aici pe video, bă, vină cu... Facem live sau doar filmăm? Filmăm, îți faci film de la... Îl punem pe Pornhub. Nu mă așteptam să mă pun la colț, vă spun sincer. M-am pus la colț tare, adică are tu pe max, nu mai mă distrăge. Mi-l dă pe față, așa, știi? Ce părere ai cu ei și Ștefan favorit? Am văzut acum în comentarii. A, nu mă oie la Survivor. Adică nu prea știu ce face Ștefan. Crezi că mă copiază vreunul Ștefan de acolo? Sebastian. Sau cel puțin când a intrat în concurs încerca. Era foarte enervant. Chitoșcă. Ce te făcea să crezi că el mă copiază? Că... Adică... Tu aveai o anumită Caterinca pe care, adică era destul de autentică și Sebastian doar a intrat și a început să o imite. Și ideea e că el nu avea o relație cu noi și nu își permitea
Știi? Dar da, tot o făcea. Și era enervant, nu-l plăcea nimeni pe Sebastian. Încă cred că nu-l place nimeni de la războinici. Da? Dar pe mine, cum mă percepeau războinici? Eu chiar sunt foarte curios. Cum mă percepeați voi pe mine? Pentru că eu m-am comportat cu voi, bine, din punctul meu de vedere, al meu strict personal, gen foarte frumos. Foarte frumos. Mă rog, aveai foarte multe faze în care erai la foarte enervant pentru trebuia Starlin și Sorin. Știu, știu. Trebuia să fiu. Da. Pe Sorin l-am făcut zic, o lună de zile, nu am luat 3 puncte, luat. Trebuia să-l fac. Și ți-a reușit. Știi cu cine mi-a reușit, cine era foarte slab de înger, să zic așa? Cindy. Era okay. Gen, dacă, știi tu că dacă spuneam ești proaf, este așa, ea chiar credea lucrul ăla și chiar dădea pe lângă, chiar nu era bună. Da, da, Cindy la era... Marius mergea... Oh, wow, la Marius. Da, la Marius mergea... Nu știu, ziceam, bă, ești bun, dar nu ești bun pe final, nu știi, și chiar credea lucrul ăla și chiar nu-i reușea. La Sorin mai mergea, la Starlin, dar mai rar la ăștia doi. La tine uneori... Spuneam îndrăgostit-o. Dar să știi că mi se părea mai drăguț că îmi spuneai îndrăgostit-o decât, nu știu, alte apelative. Că nu ziceai niciodată ești praf sau ziceai doar ești îndrăgostită. Păi, și mi se părea drăguț. Te simpatizam și plus că erai fată și lui Cindy ziceam iubi. Da. Și, bine, mi-ai spuneam ești praf, dar nu puteam să-ți să jignesc o femeie, gen, știi? Frumos, da. Nu? Știu că i-ai popat mâna Melinei la un moment dat. Nu doar Melinei. Și Melinei și lui Cindy și lui, asta, cum îl cheamă? Maria? Nu. Și lui Maria și lui, cum îl cheamă pe asta? De-o ieșit cu mine odată aproape. Nu știu. Bârnețică așa. Vera. Vera. Da. Frumos. Da. Mie nu mi-ai pupat mâna. Îți pup acum în direct. Ești mulțumită? Doar mâna. Da, noroc. Ești pervers rău. E buca mult. Eram și înainte, dacă... Da? Cât suntem? 10.300. Twerk! Ce părere ai avut când am făcut mie twerk? Mi s-a părut foarte sexy. Da? Da. Dar știi de ce am făcut? Că făcea Elena, ca să ne facem, da, să ne facem ciudă. Da. Da, da. Gen... Nu putem să vedem comentariile. Adu-o pe Cindy. Da, uite, o să o aduc. Da. Twerk, twerk. Twerk. A? La 15.000 de like-uri facem twerk, amândoi. Dar faceți voi, adică... Da, nu mai înțeleg, adu-o pe Cindy. Da, uite, promit că o să aduc pe Cindy. Poate... Pe cine ați mai vrea să vedeți? Da, uite, ne-a dat cineva 5 euro, mulțumim! Mulțumim! Ne luăm pe hard. Ai primit 80 de lei. Ce? 80 de lei până acum. Ce? Ai primit 80 de lei. Am primit 80 de lei? Da. Sunt mâncăm, șef. Mâncăm din banii ăștia. Twerk, twerk. Mamă, m-a zăpăcit lumea cu twerk. Cred că pe mine m-a... Da, normal că nu fac eu twerk. Fac un twerk. Twerk, twerk, twerk. Sunt nebuni, bă, ăștia. De asta mă urmăresc, că seamănă cu mine toți. Da. Twerk. Dacă 10.000 de oameni spun twerk în același timp, tu-ți dai seama. Ai văzut noua mea piesă? Unde l-am băgat și pe umorul? Da, mi-a plăcut. Da. E foarte catchy. Partea lui Moroșanu mi s-a părut foarte mișto. Adică surprinzător de mișto. Nu mă așteptam să iasă așa bine. Videoclipul e foarte tare. Crezi eu, costă o groază. Am văzut că ai făcut și o chestie pe TikTok, nu? I-a zis, sunt o forță. Dansul. Da, e foarte viral pe TikTok. Da. Chestia e foarte virală și... Twerk, 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 pup, twerk, cântă ceva jador, cântă twerk, ceva twerk, jador, twerk, twerk, va fi mai, twerk, twerk, fă mă twerk, că nu mai scap de ăștia, na. Mă mai cheme odată și fac. De ce acum, fiind îmbrăcat, dar tu ai silicoane?
Bă, deci să-mi bag pitic... Mă întrebe asta foarte des. Deci m-a întrebat la Survivor. M-a întrebat, nu știu, la ștafeta mixtă. Mă tot întreb. Ștafeta mixtă. Da. Tu ce crezi? Ce ți-amintești că ți-am răspuns? Nu par a fi silicoane. Dar sunt. Și tu cât ai sânii, cât mine? Mai mari. Pe unde-i siligoanele? Ți-aș... Nu. Hai. Ce râdeți, mă? Le oprim, oprim camerele? Nu. Ți-aș ce? Zici ce vrei să zici. Hai, mă, Roxana, zi. Ah. Fii asumată, zi. Sunt asumată. Păi zi. Ziceam că te-aș invita să simți, dar am prieten. Nu asta ai vrut să zici, presimta asta. Ai zis? Ți-aș. Nu, te-aș. Ai zis? Ți-aș. Deci tu mi-ai face ceva. Ți-aș... Cumpără, arăta un colier cu diamante. Zi. Tocmai am zis. Ți-aș arăta dacă n-aș avea prieten. A, Sunny. Da, frate. A. Twerk, bă, toată lumea m-a zăpăcit cu twerk. Friendzone. Da. Te-am băgat în friendzone? Cât a costat clipul? Nu știu, câteva zeci de mii. E udă. Așa zice cineva. Ți-e cald? Da. E cald. Dă-ți-a jos. Dă-ți... Bluza. Bluza. Da. Hai, dă-ți-o jos. Vrei să te dezbrac eu? Nu. Twerk, uite mă ce zice lumea twerk. Melina, Roxana, nu e șapciuc. Da chiar mă, care e părerea ta reală despre... De? Despre... Fetele cu care s-a... Bă, putem să dăm drumul la el? Nu putem? Ați încercat și nu merge. Ți-e cald rău? Mai dăm haine jos sau... Ok. Ok, zi. Care este părerea ta reală despre fetele alea? Adică te-ai dușmănit cu vreuna din ele? Mi s-a stăit și în alghilea. Băi, nu. De Nemes mi-a plăcut foarte tare. De ce? Și în continuare vorbim. Cred că e cam la fel ca mine. Puțin mai prințesică. Și... Agen, tu te consideri o prințesică. Tu nu ești o prințesică, ești o regină. Nu știu ce scap pe ce scaun, ești pisi. Ești lângă un rege, deci ești prințesă. Hau. Hau, nu știam că am vorba asta cu hau, să mă răci pe la... Da. Da. Deci de Nemes mi-a plăcut. Da. De Elena mi-a plăcut. De Alexandra nu mi-a plăcut inițial. De Stan? Da, dar după mi-a plăcut de ea. Așa. Mai știu ce fete aveați. Simona, la fel. Cu Simona m-am înțeles foarte bine. Bă, da, știi ce? Am văzut cu Simona o chestie... Foarte bine, zi. Bă, da, am văzut o chestie cu Simona în care ea spunea despre mine că ea îl place pe Albert. Și după am văzut o chestie la doamna Teo că ea l-a înșelat pe Albert cu cine? Cu mine. Că gen, eu arăt bine sau nu știu, chestii de genul ăsta. N-am... Da, bă, într-adevăr, cât eram în competiție, Simona mi-a spus mie că, bă, arăți, mi se pare că e corpul perfect, așa, că arăți foarte bine, știi? Atunci chiar arătam foarte bine, slăbisem puțin, se vedeau pe toate pătrățelele, eram ok. Nu eram chiar așa gras. Nici acum așa, am slăbit. Ești bine, ești bine. Arăți foarte bine. Vrei să pupi aici iubitul tău de asta? N-are. Deci. Așa. Și m-a șocat foarte tare că gen... Nu mi s-a părut ca și cum m-ar agrea așa, măcar. Am fost șocat pentru noi, nu știu dacă ai văzut. Am văzut, da? Văzut. Dar și nu ți s-a părut puțin șocant așa? Păi, nu mi se părea că nu te agrează. Adică, uite, eu cu Simona ne-am bonduit după emisiune. Adică am ieșit în același timp și am stat la hotel o săptămână. Așa. Și
chiar ne-am înțeles, avem foarte multe în comun. Adică în timpul emisiunii nu pot să zic că îmi plăcea neapărat de Simona, era foarte bună pe traseu, dar îmi place de ea acum. Adu-o pe Georgiana Lupu. Da, o să aduc twerk. Mamă, m-a zăpăcit lumea cu twerk. Băi, fă ceva. V-am zis, mă mai chem eu odată. Ok. O să te chem. Ai cântat? Twerk, of. Citește comentariile tău. Băi, băieți. Perverși sunteți. Știi că atunci am primit cei mai mulți followers pe Instagram. Când? Mi-au zis prietenele. Când am făcut twerk. De fapt, după, la Survivor. E momentul să primești mulți. Data viitoare? Serios, dacă mă chemi, o să fac twerk. Twerk. Promit. Dar de ce nu faci acum? Uite, oamenii acum vor. Păi da, da. Merită să mai ții lumea în suspans. Adică, dacă primești când vrei ceva, își pierde din farmec. Nu? Nu. Ba da. Voi femeile mereu aveți greșeala asta. Aveți impresia că dacă ne dați nouă, ne dați prea devreme, e greșit. Sau dacă nu vrei o relație, nu e greșit să dai oricând. Dacă vrei o relație, da, nu da, chiar așa repede, dacă nu vrei o relație, dă! În continuare, o să aștept. Să mă mai cheme odată și să fac twerk. Gata, bă, că face data viitoare. Acum, bă, uite. Toată lumea și acum. Da un comentariu, serios. Ai nebunit-o, bă. Așa zice lumea. Ești uite, e cam prostuță. Nu, are două facultăți. Chiar nu sunt prostuță. Chiar nu sunt prostuță. Sunt doar mai mățuită. Da, ești mățuită. Dar tu de unde ești de fapt? Tu stai în București? Acum da, sunt din București. Tu stai în București? Da. Singură? Cu familia? Singură. Iubitul tău stă pe la tine mai mult sau nu? Da. Stă pe la tine. Da. Tu faci de mâncare? Știi să faci mâncare? Da. Ce știi să faci de mâncare, de exemplu? Știi să faci ciorbă de fasole? Vegană. Păi borș cu fasole cred că e vegan, nu? Da, este. A, bine, hai. Faci borș cu fasole. Atât trebuie... Ca să mă cucerești, da. Exact. Da. Bine. Adică dacă vrei vreodată să obții ceva de la mine... Îți fac borș cu fasole. Și cu mămăligă și cu ceapă sau ardei. Super. Și îmi spui, Jador, sunt acasă, ți-am făcut borș cu fasole și cu ceapă. Și tu vii? Mai mult ca sigur decât dacă mi-ai spune că, uite, sunt goală, te aștept. Da, serios. Bine. Primesc invitații zilnic. Mai rar de borș cu fasole. Da, da. Bine, o să țin minte. Te tratează altfel prietenele tale, prietenii tăi, de când ai venit din Survivor? Nu. De efectiv, cred că le interesează foarte puțin că am venit, că am fost la Survivor și că acum mă cunoaște o țară întreagă. Adică nu, deloc. Sunt aceeași Roxana. Da? Mai degrabă fac mai mult mișto de mine când e. Da. Oricum, toți prietenii mei mă întreabă când ieșim cu Jador. De alții nu zic, de alți concurenți gen. Când ieșim cu alți concurenți gen. Cu Costi. Le place de Costi. Într-un fel sau, da. Dar tu ești principal la lor o atracție. Turistică. O să ieșim, uite, îți promit că dacă... Serios? Da. Jură-te. Jur. Bine. Păi ce, eu sunt om normal. Păi aia le-am zis și eu. Chiar dacă am foarte multă treabă, mâine am să am toată ziua liberă, păi mâine la fel, sâmbătă și duminică nu și treabă am, nu știu dacă când sau nu, dar îți promit că sâmbătă, dacă vrei, putem să ieșim în oraș cu prietenii tăi. Și cu prietenul meu.
Da. Bine. Poate te convins că vreau 3. Dar tu ești convins că vrei? Nu știu. Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea. Totuși sunt cântăreți, lasă-mă. Acum ești o persoană normală. La un pahar de vin. De obicei nu-mi place să part lucrurile. Uh-huh. Îmi plac lucrurile normale, dar și anormale. Nu știu dacă... Înțeleg. Dar îmi plac mai mult lucrurile normale decât cele anormale. Adică dacă văd, de exemplu, eram în facultate și m-am îndrăgostit de o fată pe loc, la prima vedere, m-am îndrăgostit. Îmi plăcea de ea că nu există îndrăgostit la prima vedere, există doar atracție fizică la prima vedere. Da, d'accord. Așa. Am văzut-o, era roșcată, albă, rău și era plină de pisturi, din cap până picioare și mi-mi plăcea rău de ea. Frumos. Era foarte ciudată, dar foarte frumoasă în ciudățenia ei. Da. Mi se părea foarte sexy. Păi că nu vezi așa ceva des. Da, mi se părea foarte atractivă fata. Păi aia. Și ce ai făcut cu ea? Nimic, mi-era foarte rușine. Mie când îmi place de o fată sunt rușinos. Da? Da. În realitate așa sunt. Deci îți place sau nu de mine? De tine? Mm-hmm. Tu ce crezi? Că da. Da. Nu te dezbraci și tu, Jador. Nu ți-e cald? Ok, vrei aici? Da, cred că vor toți. Uite, ziceți dacă vreți să se dezbrace Jador. Da, asta mai lipsea să mă dezbrac în... Să mă dezbrac în fața camerelor. Uite, toată lumea zice încă twerk. Păi, fă twerk! Data viitoare! Adevărul, băieți, mersi, bro. Adevărul e că... prima interacțiune n-am avut-o cu ok, ci cu partea ei posterioară. Sincer. Eram cu Moro. Eu m-am înțeles bine cu Moro din prima, adică m-am prietenit cu el. Eu, înainte să vin la Survivor, îl știam pe Culi și pe ăsta, cum îl cheamă, Bizani. În rest, nu știam pe nimeni. Da, personal doar pe ei doi. Și am mai vorbit cu Amna la telefon așa odată și mai știam și pe Majda, dar tot așa prin emisiuni. Ne cunoșteam. Ea era prezentatoare, eu m-am dus în emisiune la aia, panu mea. Ei. Și m-am zis acolo, vorbeam cu Moro și erai tu cu spatele și am zis, cine e aia? Și a spus băieții de la Răzbăni și am zis, Obelito. Și așa am zis, Obelito. Da. Adevărul și... că posteriorul tău e foarte impresionant, Roxana. Mulțumesc. E pufos așa. Știu, l-am simțit. L-ai simțit, da. De prea multe ori. Așa, ia zi. De la Războinici, pe cine considerai tu o... Amenințare? Da. Sau amenințare. Pe traseu? Da. Andrei. Și ăsta la altul, Marius. Da, sunt super buni. Atât, în rest, nu aveți pe niciunul bun. A, ce părere ai de faptul că Albert iese favorit în continuu? Și acum iese? Da. Nu te cred. Jur. Și e bun? Dacă e ca înainte, bă, știi care e faza? El iese victimă, Sorin luându-se de el, el iese victimă, știi? Pare că, de la televizor pare ca și cum Sorin și cu ăștia toată echipa se ia de el pentru că sunt invidioși și nu știu ce și că Albert de fapt e acolo nu știu ce. Dar nu e așa. Noi știm asta, dar nu trebuie să spunem noi oamenilor să creadă ce vor ei. Da. De acord. Dar într-adevăr Albert nu se compară, nu e la nivelul ălora. Adică în ultima perioadă, cel puțin când am fost eu, în ultima lună de zile, lumea lua pe Albert doar ca să scape oarecum, nu știu, să... Era un punct sigur. Da, el e foarte bun pe traseu. Dar are bun simț, adică are bun simț foarte mult. Adică... E bine crescut. Da, da. E singurul de la Războinici care de la început. Toți au plecat. Și Sorin. Sorin a plecat. Da? Jură-te că nu știi, da! A, da, mi-a dat mesaj, Sorin. Stai să-ți arăt.
scăpat telefonul. iPhone ultimul. Da, l-am scăpat. Așa, zi de Sorin. Da, am vorbit cu el, m-a sunat, știi cum avea barba până aici. Da. Și nu am răspuns, am închis prima oară. Și am zis, bă, sunt Sorin. N-am crezut, nu venea să crește. Spune, bă, sunt Sorin. Și când spune, bă, zici că era Sfântul Petru o barbă atâta. Ce faci, bă? Bă, du-te de aici. Și Starlin m-a sunat. Toți, majoritatea care au... Starlin, cred că e în București acum. Da, bă, deci Starlin, vreau să-ți transmit un mesaj. Ai cei mai urâți ochelari posibil. Te rog eu frumos, nu-i mai purta. Îți dau 1.000.000 pe zi dacă nu-i mai port ochelari. Bă, foarte urâți. Ai, mă. Da, cei mai urâți ochelari posibil, ieri, iar. Mie îmi plac. Pe cine place mai mult dintre Jador și Albert? Pe eu? Da. Pe Jador. Tu ai fost la casting la Survivor? Există așa ceva? Explică și mie, că nu știu. Da, că tu ești faimos. Da, deci... da, că... De... Da. M-am înscris online. Așa. Mi-a zis un prieten să mă înscriu. M-am înscris mai mult la mie, mișto. Da, unde există asta? Pe site-ul lor, parcă. Așa. Și zile oamenilor cum, da, oamenii care vor să ajungă la Survivor, da, zile cum deci ai făcut tu și să ajungă și se pune cu o lună înainte un formular în care te înscrii. Așa. Te cheamă la casting. După ai un interviu cu toți cei din producție. După sunt probele sportive. Și ce te întreabă la interviu? Nu știu. De ce vrei să mergi la Survivor? Că mi se pare o experiență de viață unică. Așa e. Doamne, ce mă plictisiți toți oameni. Băi, deci stai, toți mă, care au fost la Survivor vreodată, vă rog eu frumos, nu mai spuneți asta. Care așa să vă duce. E. Nu mai spuneți. Este o provocare și este experiență de viață unică. Bă, nu vreau să aud. Eu dacă aș fi la un interviu direct aș de afară. Îți zic. Și Mimi s-a spus că când o să se facă castingul anul viitor, eu o să fiu în juriu. Oh. Da. Ok. O să fiu acolo și aveai promit. Voie să zici informația. Nu știu dacă aveam voie, dar nu mă interesează. Da. Am băut un pic. Da. Și pe care o să-l aud, că o să zic că treaba asta nu o să-l iau. Ideea e că... Vreau să-mi zici ceva, vreau să fiu deosebit față de restul. Da, m-au întrebat când m-am certat ultima oară cu cineva, când am plâns ultima oară. Nu mai știu. Deci ei voiau să vadă dacă poți să faci show sau ceva de genul. Așa mi s-a părut. Și mie. Acum, după, când zici. Sunt probele sportive. Ce ai făcut la proba sportivă? Nu mai știu, făceai o tumbă, alergai, mutai niște bile. N-ai dat probele sportive? Vreau să zic sincer? Da! M-a sunat managerul meu și spune, vrei să te duci la Survivor? Și am zis, nu! Ce scaut eu acolo? Hai bă că uite, îți dă atâția bani. Și zic, nu, nu mă duc, nici dacă îmi dă dublu. Și zice, bă, să știi că, uite, e în proiectare, uite, n-avem cântări, pandemie, du-te dacă vrei, dacă nu, e decizia la tine. Bă, și m-am gândit, am zis, bă, hai să mă duc, ce nu sunt cântări, ce fac acasă? Uite, las piesei să ca lumea să se distreze și mă duc acasă. Ca și cum aș fi acasă, dar sunt și la Survivor. Da. Bă, și m-am dus la casting, nu casting, că nu exista casting la noi, exista, eram aleși deja. Și m-am dus tot așa, bă, și era Cosmin al meu și când am văzut pe Cosmin cum aleargă, am zis că eu nu mă mai vreau. Știi că mie Zani mi-a zis că a fost mai rapid decât Cosmin. Nu. Cosmin a fost cel mai rapid și probabil știi și tu. Cosmin este cel mai rapid din noi toți. Este, este. Nu există mai rapid. Da, nu știu, chiar sunt curioasă, poate. Noi, Cosmin e cel mai rapid. Zani e mult mai îndemânatic, e mult mai carismatic, are hazul lui. Nu știu, mă, asta mie mi-a zis Zani la probele sportive de la casting. Asta zic. Zani a dat probe cu sportivii? Nu a dat cu noi? Cine? Zani? A, ba da, l-am văzut. Da. Și mi-a zis că s-a uitat da, pe date și că a fost tu mai... Te-ai pupat cu Zani? Dar nu m-am pupat cu el Zani. El așa a zis. Păi da, că e... Deci eu pot să vă explic ce s-a întâmplat. Te rog. Deci eram la hotel. Așa. Și mi-a zis, hai să ne plimbăm. Nu, el mie mi-a zis că a venit la tine și te-a luat în brațe. Nu.
Și a zis, eu vreau, tu vrei? A, ba da, a zis. Ce șmecher, Zani, e șeful meu. Aoleu. Nu, dar că după a zis să ne plimbăm. Da. Și după ce am mâncat de seară ne-am plimbat. Și aici, of, dar nu vreau să zic chestia asta. Știi care e faza? O să-l pună pe el într-o lumină proastă. Serios. Proastă rău sau doar așa? Proastă rău. A vrut să facă ceva rău cu tine și tu n-ai vrut? Da. Păi și de ce? E băiat, de ce l-ar pune într-o lumină proastă? Poate merită să încerci. Adică, na, eram într-o țară străină, na. Merită să încerci, da. A încercat cam mult. A insistat prea mult? Da. Mai mult decât ar fi trebuit? Și de ce n-ai făcut cu asta cu el? Erați într-o țară străină, adică panoare. Păi, dar nu faci orice cu orice băiat, nu. Adică, e common sense, până la urmă. Ok. Da. Uite, n-am mai deschis subiectul ăsta cu nimeni, Zani. Cu Zani? Da. Păi nu știe nimeni. Păi bă, acum știe toată lumea. Atunci când ai plecat tu, deci atunci când ai plecat tu, eram cu Moro, beam eu. Beam rom, știi că ea cicau băutura lor de specialitate, da, rom. Da, da, da. Și eu luat Moro o sticlă de rom și am început să beau cu el. Și vine Răzvan, ar știi pe Răzvan. Da. Din producție și spune, bă, nu mai beți acum, că mâine trebuie să mergeți la filmări și nu știu ce. Mâine era, următoarea zi era prima zi în care începeam Survivor, gen, știi? Uh-huh. Gen, nu ne mai dădea de mâncare. Că, ca să știi toată lumea, noi primele două zile am stat la hotel. După aia, a treia zi, am fost pe insulă, da. Și nu ne mai dădea de mâncare și a început calvarul, băgame. Of. Da. Și a venit ăla și, băi, s-o ridica Moro deodată în cer. Băi, pul, tu mie băutură, băi, că cine ești tu, băi, pul? Dacă-ți fătura în gură, te distrug. Băi, ia-ți Moro, stai cu minte, mâncați. Nu așa, cred! Da, te... A... Nu. Noi... am o întrebare. Georgiana n-a venit la voi când eram la hotel într-o seară? Ba și da. Ce v-a zis? Pentru că eu știu că ea ne-a acuzat pe noi că suntem rasiști, ceea ce e cea mai proastă chestie. Și Georgiana chiar are un suflet bun. Ai văzut asta? Are un credeam suflet că bun. Sunt singurul care a văzut nu, treaba asta. Are un suflet bun, doar că... Nu știu, nu-și dă seama de niște lucruri. Da, e... Nu știu, face niște chestii fără să-și dea seama. Știi? Știi ce a făcut odată lui Nemes? Era cu... Învârtea ceva. Cred că în mână. Știu, da. Știi, vă povesti pe zi? Da, da. Era învârtea ceva așa în mână. Învârtea ceva în mână așa, bam, bam, bam. Și la un moment dat i-a dat lui Nemes cu aia în cap și spune Nemes... Bă, dar era la un moment, cum zic, era lângă ea, adică era clar că o lovește dacă mai face așa, sau s-a apropiat de ea. Și spune, a, da, te-am lovit, scuze, nu mi-am dat seama. Dar era acolo, lângă ea, adică pana mea. Da, bă, da, asta zic. Dar făcea ea... multe, dar adică călca oamenii pe cap noaptea, te călca pe mâini, pe picioare, n-avea nicio treabă. Da, cu mâinile, da, se așeza pe tine. Da, da. Da, nu făcea cu intenție. Era îndrăgostită de culiță la un moment dat. Eu cred că de tine, ți-am și zis. De ce crezi tu că era îndrăgostit de mine? Că zicea mereu deja doar lucruri. Și la un dat, la testimoniale, m-a întrebat cineva ce părere am de faptul că Georgiana e îndrăgostită de Jador. Dar tu de unde știi asta? Cum adică? Adică ai simțit asta? Se vedea, vorbea foarte mult despre tine. Ce ești? Ui, ce frumos e Jador. Okay. E tu, bun Jador. Tu crezi că eu sunt frumos? Da. Dacă aș fi fost sărac și n-aș fi avut niciun ban și aș fi fost doar un student cu care ai fi stat acum în momentul de față și n-aș fi avut încrederea asta mare pe care am acum datorită personalității și ceea ce sunt acum, mm-hmm. Și n-aș fi avut încrederea asta în mine și n-aș fi fost ceea ce... Ți-ar fi plăcut de mine? Chiar cred că da. Jur. De ce crezi asta? Că, nu știu, ai ceva autentic și ai o privire frumoasă. Bă, mă simt o gagică. Mă simt eu bărbatul. Doamne, ecoul la Roxana. Ecoul la Roxana. Are ecoul? Vorbesc mai încet. Scuze.
Da, deci... Așa. Rezoluție? Nu se mai vede ce aveți? Hai că vorbesc și eu mai încet. Părere despre... Bun. Sebi? O, tocmai ați zis-o. Părerea ta despre Sebi. A mea? Da. Bă, mie mi-a plăcut de Sebi. Eu nu am niciun om care mi-a displăcut atât de mult. Nu am înțeles de ce Stan a vorbit ură despre mine. A vorbit? La radio, da. A vorbit la radio Impuls, cred, sau mai știu la ce radio. A vorbit ură despre mine și a zis că eu, de fapt, înjur pe toată lumea. Da, înjur. Da, mai înjur, dar... nu știu cum să zic. E o înjurătură prietenească. Știi aia, dă-te... A, măti? Da. Nu e o înjurătură, de fapt e un alint. Știi? Tu știi pe Metin? Da. Eu mereu îi spuneam asta la Metin, pentru că mi-era foarte drag omul ăla, știi? Și Metin se supăra sau... Nu se supăra, cum? Nu. E deștept Metin, cum să se supere din cauza asta? E deștept. Da. Metin a fost omul care a înregistrat piesa Sunt o forță și l-am rugat să înregistreze asta și să-mi dea când ies afară. Serios? Da. Eu acolo am făcut piesa. Tare. Nu știi asta? Nu, dar Metin e foarte mișto oricum și mi-a plăcut el. Da, e tare. Chiar și mie mi-a plăcut el. Când o să vin în România, o să ies cu el. Da, pregătesc o surpriză. S-ar putea să mă duc înapoi la Survivor. Într-o lună? Serios. Cam așa. Vezi că nu ești singurul. Te-o suna și pe tine? Da. Da. S-ar putea să merg. Pupo! Pupați-vă! Pupo, 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 salut! Stai că mai voiam să te întreb ceva. Am uitat. Te rog. Of. Când mă chem la tine într-un videoclip? Ai vrea să particip într-un videoclip de-al meu? Da. Uite, Liviu Teodorescu. Știi? Poți să zic ceva amuzant? Liviu Teodorescu era fiul Moș Crăciunului de la școala mea. Știi 1-4 când toată lumea are un Moș Crăciun? Da. Era tatăl lui Liviu. Tare. Da. Liviu Teodorescu mi-a făcut o piesă care se numește așa. Aseară dansai singură. Asta este valabil pentru tine și pentru iubitul tău, chiar dacă ai iubit, dansezi singură. Dar seara dansai singură, dar eram acolo, dar tu nu mă vedeai, așa se numește piesa. Și eu o să fac piesa asta și pentru piesa asta a fost nevoie de mult mai mult buget decât am folosit la Sunt o forță. A fost nevoie de 3 studiouri din România și de 2 din afară. Mai exact, unul din Republica Moldova și unul din Rusia. Ok. Și probabil videoclipul o să-l filmez în Republica Moldova, cred. Și o să te invit acolo, dacă... Dacă? Vrei. Vreau. Dacă fac videoclipul acolo. Bine. Încă nu m-am decis, dar o să văd. Cum am timp, dacă o să-l filmez acolo sau aici? Uite ce zice cineva, ești prea credulă. Pupo, pupo, mamă, pupo. Gata, s-a terminat cu twerk-ul. Câți oameni sunt? 11.000. 11.000? Mamă. Și faci de oră și 40. Pă bune? Oră și 40 de minute? La să mor tu. Mamă. Cum stă lumea pe mine. Deci, da. Wow. Pupăm toți oamenii din Republica Moldova. Am înțeles că și acolo mă ascultați într-o lume foarte mare. Mulțumesc tuturor oamenilor care au dat share piesei și care au făcut TikTok-uri pe ea, asta cu Sunt o forță. Cei care o să facă TikTok-uri Sunt o forță și o să pună pe TikTok, promit că o să comentez. Și o să fac cu voi și eu dueturi și duete. Mersi că m-am corectat.
Și o să încerc să interacționez cu voi mult mai mult. În curând am postat pe Instagram că o să fac extragere la bandana. Tu ai dat bandana? Cuiva? Nu, dar vreau să dau. Ok, fă giveaway. O să dau bandana și întâlnirea, o să am întâlnire cu un fan gen. Și o să... Am susținător, ca să-l numesc așa. Așa, în studiu, că nu-mi place să le zic fan. O să am întâlnire cu susținător. Și o să dau și iPhone-ul în curând, dar cred că pe weekendul ăsta, că momentan am avut timp de nimic. Da, în Chișinău o să vin în Chișinău, în Republica Moldova, cred că undeva pe săptămâna viitoare o să filmez. Până atunci, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă iubesc. A fost un super live. Da? Da. Vrei să mai bem? Am amețit oricum. Da? Da, un pic. Și eu. Cum închizi live-ul, să vezi ce te sună iubitul tău. Să vii acasă, repede. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc că m-ați... Ne-ați urmărit. Îți mulțumesc frumos pentru prezența ta divină. Vă pupăm, vă iubim. Vă pupăm, da. Multă sănătate. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel acolo sus. Pentru că vin multe hitălăuri. Vă pupăm. Te să mă iubi? Vă sună tata. Sucru. Nu. Vă pupăm. Hai.